Bună seara și bine ne vedem la întâlnirea cu Prof Online. Știi cum, nu dacă ai urmărit-o pe băiețelul acela, începea de fiecare dată: bună seara și bine ne-am întâlnit la Prof Online cu lecții de matematică. Parcă așa era formularea lui, dacă mi-amintesc bine. Ce să spunem prietenilor noștri, să le spunem așa: dacă vor avea vreodată ocazia să vadă filmulețele acestea, se vor bucura cu adevărat, pentru că noi chiar vrem să facem niște lecții frumoase. Și cu ce să spunem? Cu Doamne ajută! Da? Totdeauna așa am început: Doamne ajută! Și acum să vedem unde am rămas aseară. Dacă mi-amintesc bine, am vorbit despre divizori, nu? Ultima dată am vorbit despre divizorii unui număr, divizori proprii, divizori improprii. Divizorii improprii sunt numărul în sine și cu 1, sunt divizori improprii, iar ceilalți care au 4 se numesc divizori proprii. Sunt numere care nu au divizori decât pe 1 și pe el însuși, se numesc numere, cum am zis, Reprime. numere prime, da? Deci așa sunt numere prime, corect. Și am văzut că sunt destul de interesant, este așa, să știm ordinea operațiilor, nu? Am vorbit aseară și a fost așa. Când întâi și întâi se fac ce, spuneai tu? Mai întâi înmulțirea și împărțirea, și apoi plus și minus. Da. Deci spunem așa, ordinea efectuării operațiunilor. Hai să intitulăm așa. Ordinea Cârciumă dată. efectuării Deci, operațiilor, da? Ordinea efectuării operațiilor. Și tu ai spus că întâi și întâi facem ori. mulțirea și împărțirea, scrie. Deci prima dată, operație de ordinul Prima dată. înmulțirea și împărțirea. Și apoi pe locul 2, etapa următoare. Înmulțirea și Împărțirea. partirea. Și apoi căderea și adunarea. Da. Adunarea. Mulțirea și părțirea, după care, nu, adunarea și scăderea. Ca ordinea efectuării parantezelor, ce știi? Mai întâi rezolvăm paranteza normală, mică, Rotundă, da, cum ziceam și rotundă, da. apoi cea pătrată Și și acoladă. pe urma acolo, da. Hai să ne propunem să facem noi un exercițiu. Propunem acum să facem un exercițiu, să zicem. 25 împărțit la 5. Noi, în mintea noastră, facem și calculul. 25 împărțit la 5, cât face? 5, nu? 5 plus 2. Deci continuare plus 2 fără Plus niciun 2, da, dar în o calcul paranteză. punem totul într-o paranteză rotundă. Știi când ne dăduseră la 5 plus 2 făcut 7, nu? Da. 7-le acela îl împărțim totul la 7, deci paranteza asta rotundă împărțit la 7. Și cât face? 7 împărțit la 7 face 1. Noi ținem în minte calculul acesta. Apoi, toată paranteza, totul de la început, punem într-o paranteză dreaptă. Da? Într-o paranteză dreaptă. Paranteza asta a făcut cât în calculul nostru, în mintea noastră, parcă 1. 1 plus 3. 1 plus 3. Tot într-o paranteză acoladă de la început.
Deci cum? Deci 1 plus 3. 1 plus 3, știm noi că avem, adică 4. Da. Valoarea parantezei acestei rotunde, acolade, e 4. Da. Plus în afară 10 împărțit la 2. Cât face 10 împărțit la 2? Face 5. Și apoi în continuare împărțit la 5. Fără nicio nimic. Fără nicio paranteză nimic. De fapt face 10 împărțit la 2, 5. 5 împărțit la 5 face 1. Și cât am zis că face toată paranteza acolada mai devreme? Am pus parcă... acolada undeva? Facem încă o dată calculul. 25 împărțit la 5. Nu, uitați, am scris corect. Stai. Așa, 25 împărțit la 5 plus 2 în paranteză rotundă, împărțit la 7 tot în paranteză așa, plus, ai zis, plus 1, plus, nu, 1 a făcut paranteza. Nu, e fără plus 1 acela, doar plus 3. Da? Știi, după paranteza dreaptă este un 1. Nu, plus 3 atâta. Deci, dacă facem în minte calculul, 25 împărțit la 5 face 5, plus 2, 7, împărțit la 7 face 1, și cu 3 ăsta care l-am pus face 4, tot într-o acoladă, într-o paranteză acoladă, 10 împărțit la 2 împărțit la 5, adică 4 până și cu 1 ăsta face 5. Deci egal, rezultatul final egal cu 5. Pun acoladă de la început la 3. Deci la 3 e închis acolada. Okay. Și pe urmă plus 10. Plus 10 împărțit da, la 2. Împărțit la 5. Egal cum am spus, rezultatul corect este 5. Mai facem încă o dată, să spunem în minte, tot calculul acesta. 25 împărțit la 5. 5. Și cu 2? Plus 2, 7. Deci paranteza de 7. Vorbește tu. 7. În paranteza aceasta de 7. Împărțit la 7, 1. Și rezolvăm paranteză. După 1 plus 3, 4. Plus... Deci toată paranteza acolo de 4, da? Plus acum? Plus acum facem 10 împărțit la 2. 5. Împărțit la 5, 1. Așa. Și 4 și cu 1? 4 și cu 1, rezultatul corect este 5, da? Așa am spus, egal cu 5. Acesta este un calcul pe care l-am făcut noi și n-are rost să efectuăm calculul ăsta, că sigur ne dă 5. Dacă n-aș fi spus egal cu cine și ar fi trebuit să faci tu calculul, faceai toate operațiile în ordine, cum știi tu, și toată povestea asta. Dar noi l-am făcut, am compus exercițiul ăsta. Și știm că rezultatul este 5. Și acum, cea mai tare chestie este să înlocuim una din cifrele astea cu o necunoscută, cu A, să zicem, sau cu X, sau cu ce vrei tu, și să spunem, să se rezolve, să descoperim pe A. Cu cât A este mai în interior, adică dacă este spre paranteza rotundă, avem mai mult de calcul. Dacă au este mai spre exterior, adică mai în afara parantezilor, atunci este mult mai simplu că facem calculul parantezilor și ne la îndemână. Eu propun să înlocuim pe 5 cu A. Și egheșițul devine. Hai să vedem. Ce egheșiț am compus noi? Cu A? Deci pe 5-ul acela din paranteza rotundă să și scriem din nou egheșițiul. Da. Deci acolară. Da. Paranteză pătrată, paranteză rotundă, 25 împărțit la A plus da. 2, închidem paranteza rotundă, după aia împărțit la 7, închidem paranteza pătrată, plus 3, închidem paranteza, închidem acolada.
După aia plus 10 împărțit la 2 împărțit la 5 și egal 5. Egal cu 5. Deci, știm că AO trebuie, fiind noi am propus egheșițiul, noi știm rezultatul. Dar din clipa asta ne închipuim că ne-a propus cineva să rezolvăm egheșițiul ăsta. Și trebuie să-l găsim, să-l rezolvăm și să putem răspunde. Cum gândim? Dacă n-ar fi fost în paranteza rotundă, aș fi făcut paranteza rotundă. Așa. Dar fiindcă e acolo, n-am ce să rezolv de acolo. Acolo n-ai ce face. Și Mai dacă nu departe, poți. n-am ce împărți la 7, n-am ce să fac Corect. cu 3, Da. să fac 10 împărți la 2, împărți la 5. Atât. Asta Deci, acum. egheșițiul devine, spunem, O scândură. echivalent. Uite cum spun eu, echivalent. Da? Acea dublă săgeată. Ai văzut, da? Dublă Da. săgeată. Echivalent cu. Și copiem până ajungem acolo unde putem face. Deci egheșițiul devine acoladă. Acoladă, paranteză pătrată, paranteză rotundă, 25 împărțit la A plus 2, închidem paranteza rotundă, împărțit la 7, închidem paranteza pătrată, plus 3, închidem acolada. Plus, și acum rezolvăm. Și eu fac deasupra la 10 împărțit la 2 o linie, așa ca să știu că am făcut. Bun. 10 împărțit la 2, 5, scriu 5. Hai să și facem. 5 împărțit la 5. Ok, 5 împărțit la 5, 1 și scriu 1. Plus 1, da? Egal cu 5. Egal 5. E acum Echivalent cu, din nou, echivalent. Adică cea de la început e echivalentă cu asta care o acum să avem. mă uit să văd ce mai pot să fac. Așa. Păi, am mai făcut din astea și la cea care am făcut-o la școală, parcă făceam tot așa rezultatul, adică în cazul nostru 5, ori s-au împărțit la... Da, uite, am să te invit să încercăm să analizăm cu atenție că tu faci acum o legătură cu un egheșițiu din urmă, nu? Tu ai în memorie o situație de aceasta și vrei să te legi de ceea ce a fost la școală, în egheșițiu acela. Dar uite cum îți propun eu. Deci noi avem așa. Paranteza asta acoladă toată, nu putem face nimic. Și atunci, eu îți propun să scădem un 1 din ambii membri. Adică, ți închipui că paranteza asta e necunoscut plus 1 va egal cu 5. Asta înseamnă că doi termeni adunați egal cu rezultatul adunării 5. Și ce înseamnă termenul respectiv este 5 scăzut 1. A, uitați, mi-am amintit Spune. acum, uitați, deci să fac, uite așa. Da. Uitați cum mi-am adus aminte că am făcut o dată, cum ați adus aminte acum dumneavoastră. Da. Uite, fac partea asta care nu pot să o rezolv, să numesc Da, așa da. E perfect. E perfect. Deci toată partea asta care nu putem rezolva, o notăm cu un A mare, bine ai făcut, și avem de A mare plus 1 egal cu 5, da? De unde A mare, cu cine va fi? Deci rezultă A mare egal cu... Acest lucru. Deci asta este A. Acum scriu A plus 1 egal 5, din care rezultă că A este 4. A egal cu 4, sigur că da. Acest lucru este foarte simplu. Scădem pe unul din ambii membri și 5 scăzut 1 egal cu 4. Sau cum știai tu când ai făcut adunarea, știai așa că dacă ai de aflat unul din termenii adunării, din rezultatul adunării, din sumă, scădem pe celălalt. Dar nu trebuie să memorăm așa. Acum, din clipa asta, noi spunem așa, scădem un 1 din ambii membri. Că într-o egalitate, dacă avem o egalitate, putem aduna același lucru, putem scădea același lucru. Da? Și nu sunt, egalitatea rămâne ca și înainte. Deci punem o bară și spunem că am scăzut un 1. Uite cum am făcut eu.
Deci, am pus o bară și am spus minus 1 în dreptul barei. Da, se vede blurada, mă rog. Nu se, nu se vede. Deci apare că A minus 1, adică ce înseamnă A, simplu A, cu 1 scăzut 1 fac 0, A egal cu 4, cum ai spus tu. Dar în limbajul am vrut să spun, A egal cu 4. Și întoarcem cine era A. Și înlocuim pe A. Zicem, în loc de A punem cât e toată expresia ce a notat. Adică acoladă, da? Deci înlocuim pe A cu valoarea pe care o am notat-o. Acoladă, paranteză pătrată, paranteză rotundă, 25 împărțit la A care e 4. Nu. Nu 4. Nu. Ala, trebuie să-l aflăm mai târziu. Noi cu A mare am notat. Deci plus 2. Deci 25 împărțit la A plus 2. Închidem paranteza. Închidem paranteza, împărțit la 7, închidem paranteza pătrată, plus 3 și închidem acolo. Egal cu 4, da? Da. Egal cu 4. Paranteza acoladă nu mai are rost să mai punem. O ștergem. De ce nu mai are rost să o punem? Pentru că nu-și mai are rost, nu n-a mai fost îmbuțit cu ceva, nu mai este adunat, nimic, nimic, nimic. Pur și simplu spunem doar atât că e egal cu 4. Păi acum uitați cum fac, stați că eu și apoi vă arăt. Uite. Am făcut partea asta din nou ca nu pot B plus 3 egal 4. Perfect, perfect. Deci ai notat-o cu B pe asta care nu știi, nu poți lucra. Da, B plus 3 egal 4. Și acum aflăm că B este 1. Deci scădem un 3, scazi un 3 din ambii membri, deci deci rezultă că B mare egal cu 1. Corect. Da. Acum scriem din nou și punem 1. Și zicem paranteză pătrată, paranteză rotundă, 25 împărțit la A plus 2, închidem paranteză rotundă, împărțit la 7, închidem paranteza pătrată, egal 1 acum. Da, da. Deci și 25. Acum zic că aș putea să scap de paranteza pătrată. Așa, foarte bine. Ca să pot să fac ceva. Să vă rezolv ceva, că dacă aș lăsa, n-aș putea. Și acum, din nou, partea asta care nu pot să o rezolv, o notez cu C, C, da. Și scriu C împărțit la 7 egal 1. Corect. Care rezultă că C este 7. C egal cu? 7. Adică de împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul, nu? 7 ori 1. Ca să înțelegem și mai bine, că e egal cu 7. 7 ori 1 egal cu 7. Acum scap de paranteza rotundă ca să pot să o rezolv în continuare și scriu doar 25 împărțit la A plus 2 egal de data asta 7. Da. Ei, și acum notez doar 25 și cu A. Da. D. 25 împărțit la A egal D. Da. Și scriu de la capăt D plus 2 egal 7. D e 5. D e egal cu 5. Și acum scriu 25 împărțit la A egal 5. Și de aici... De acum fac 25 împărțit. Deci A mic, da, A mic egal cu 25 împărțit la 5, da? Da. Că noi știm de împărțitul, știm rezultatul câtul și atunci împărțitorul este egal cu de împărțitul împărțit la cât, la celălalt factor. Da. Și atunci A egal cu 5. Știi bine că așa a fost. A mic egal cu 5. Noi am avut egheșițiu. Vezi? Așa se fac egheșițiile. Tu nu știai, să spunem, în culise ce am făcut eu. Și îți dădeam doar egheșițiul ăsta. Și tu te-ai apucat de lucru și foarte corect ai mers. Că ai spus așa, nu pot face
din interior și nimic nu pot face. Și toată partea asta care nu pot face, toată, o notez cu un A mare, să zic. Până s-a linșurat și am putut să... Și te-ai strecurat ușor, ușor spre interior, până când tot ai notat, tot ai notat ce nu se poate face și ai ajuns în final să te duci la expresia aceea care conține necunoscuta și ai făcut proba pur și simplu împărțirii și așa a ieșit amic. Noi am făcut așa. Știi un alt exercițiu pe care îl poți face tu? În ce? Da, deci tot de la acela de la tot acela de la început, dacă mai notăm cu amic o altă sau cu B. O altă literă. Da. O altă cifră de acolo. O altă cifră. Ia să vedem. Pe 2, pe 25. Pe 25 la jumătate, ca să tot să am, să nu pot face nimic și să o iau așa, da? Cu cât dacă, dacă notam ceva ce nu era în paranteza asta, putem să facem și paranteza și exercițiul era mult mai simplu. Deci, următorul exercițiu compus. Paranteză în acoladă, paranteză pătrată, paranteză rotundă, B. B mic, da. B mic, împărțit la 5, plus 2, închidem paranteza rotundă, împărțit la 7 și închidem paranteza pătrată, plus 3 și închidem acolada. Și apoi împărțit la 10, împărțit la 2, plus 10 împărțit la 2, împărțit la 5, este egal cu 5. Acum, notăm, scriem de la capăt și rezolvăm 10 împărțit la 2, împărțit la 5. Da, da, de acord, dar hai să notăm, să și notăm, ca să nu mai scriem toată bucata asta, că obosesc parcă, nu? Aș putea să fac exact cum ai spus tu, să fac ce se poate face. Și ai dreptate aici. Deci scriem tot, abia că nu mai putem notăm litere, da? Hai să mergem așa. Merg pe mâna ta. Corect. Deci acoladă, te rog, vorbește. Acoladă, paranteză pătrată, paranteză rotundă, B împărțit la 5, plus 2 închid paranteza rotundă, împărțit la 7, închid paranteza pătrată, plus 3 închid acoladă. Și plus 10 împărțit la 2, 5, împărțit la 5, 1. Plus 1 egal 5. Corect. De aici notăm. Așa. Acum notez toată partea asta care nu o pot rezolva, adică până la până la acoladă. Da. Și las pe 1 ca să pot să rezolv și eu ceva. Și notăm cu A. Da. Și de la capăt scriu A plus 1 este egal cu 5. Din care A este 4. Egal cu? 4. Da. Și acum scriu... Ce a fost notat? Cum o scriu, da? Bucata aceea. Da. Zic că ar trebui să scap de acolo. Da, n-are rost să mai scriu acolo. Paranteză pătrată, paranteză rotundă, B împărțit la 5 plus 2, închid paranteza rotundă împărțit la 7, închid paranteza pătrată plus 3, închid... Nu, plus 3 egal 4. Acum, din nou, notez toată partea asta, că nu o pot rezolva, până la paranteza pătrată și o notez cu C, că B am deja. Da. Și scriu C plus 3 egal 4. C este 1. Și acum, scriu de la capăt. Paranteză, scap de paranteza pătrată și scriu numai rotundă. Perfect. Paranteză rotundă, B împărțit la 5 plus 2, împărțit, nu. Ba da, împărțit la 7 este egal cu 1. Acum din nou notez partea care nu pot rezolva și las pe 7 în afară și această parte notez cu D și am D împărțit la 7 egal 1. Și D este 7. Și acum nu mai am, scap de și paranteza asta, nu mai am nicio paranteză și scriu B împărțit la 5 plus 2 egal 7. Și acum
A, da, fac 7 minus 2, 5, și rămâne B împărțit la 5 egal cu 5. De aici fac 5 ori 5, 25, și B este 25. Exact că trebuia, de este 25, așa cum am formulat în negheștiu. Vezi? Acum ai început să înțelegi că ieșițile acestea care se formează sunt făcute de niște oameni, nu? Și ei au cum să spun, ca șmecherii, fac niște calcule, pun cu cine este egal și când înlocuiesc o cifră cu o literă. Și spune, află tu necunoscut aceea. Cu cât ea este mai în interior, avem mai mult de lucru. Dacă este mai în afara paranteziilor și așa, atunci facem calculul acela care se impune și cu asta nu avem nicio problemă. Așadar, în legătură cu chestia asta, îți las ții să faci un egheșițiu pentru data viitoare. Unul cât poți tu de complicat, cum ai văzut că am făcut eu. Apoi înlocuiesc o literă și după aia Da, și letra. și mă pui pe mine să fac eu egheșițiu. Uitați, am egheșițiul ăsta, faceți-l. Da, îl rezolv și eu ca să. Sigur că da, sigur că da, ca să vedem cum. Eu nu știu în culise cum ai notat cum a fost egheșițiu. Tu știi când trebuie să ai egalul acela corect. O să Știi? mă străduiesc să fiu foarte bine. Așa. Exact cum mi-a făcut elevul respectiv, Mario. Da, să-mi notez aici ca să fac asta. Deci, decompus un egheșițiu care să mă pună în dificultate. Că ai văzut cum anume se procedează. Bun. Acum să facem următorul un alt exercițiu. M-am uitat așa prin comentarii și un copil mi-a propus o problemă să fac. Eu nu o mai știu, n-am reținut-o. Dar era una foarte interesantă. Prin comentariile cele care sunt, dar sunt mult, nu știu, oare unde era, Doamne, Dacă da. ziceți la ce clip sau nu știu. Știi, hai să-ți zic unde. Acolo la Prof Online, la video matematic, unde sunt lecțiile acelea, ia comentar, există acolo după cuprinsul acestui bloc, știi, scris mărunt, știi tu. Vedeți? Așa, Prof Online. Da, văd. Foarte frumos, da, corect. Și acum mai vedeți? Așa, văd. Videomatematica, foarte bine. Foarte bine că și înregistrez chestia asta. Minunat. Videomatematica e de acolo. Toate comentariile de pe acest vlog aici? Da, toate comentariile pe acest blog. Da. Eu nu mai văd acum, tu ai rămas. Mai vedeți? Nu văd comentarii. Mi-au rămas aceea cu video apicultură și video matematică. Pagina aceea mi-a rămas. Fac să văd. Vedeți și dumneavoastră? Așa, trebuie să fac să vedeți. Revenit? Am revenit. Da, dar mi-a închis camera, adică n-am închis-o eu. Deci nu pot să vedeți. A, gata, am deschis. Da. Tu ești de 2 ore Da. acum, te vedeam în două ferestre, te văd. Dar de ce nu? Ești într-o dublură, știi, că ai rămas probabil ca... ești și în camera, în partea asta aici. Hai să o închid eu. O închid pe X. Am închis-o. Da, stați puțin. Trebuie să fac să vedeți că nu mă las. Vreau să vedeți. Îi facem o Doar că bucurie elevului acela care mi-a pus problema și eu am văzut-o târziu și el mă ruga foarte insistent, domn profesor, vă rog să-mi faceți problema asta că mă interesează și nu pot face. Era tare trist. Și haideți să o facem.
Să văd acum dacă mă las să vedeți. Ia, uitați. Vedeți? Da, comentariile văd foarte bine. Și acum tragi ușor, ușor, comentariile cele prietenii noștri se pot duce aici și își pot aici, vă rog să-mi, ce scrieți, vă rog, suma trei nume, ce spune acolo, vă rog să. Suma trei numere este 268 în Asta doi era, asta era. numere. Da. Hai să o facem, hai să o Asta era? facem înapoi. Stați să notez. Deci, mă auziți? Da. Să notez și aici, să scriu chiar. Da, Suma așa, așa fac și eu. a trei numere este 268 al doilea număr este 193. Este cu 193, parcă. Da, cu Este latinul cu este 193. 193 mai mare. Mai mare decât primul număr, iar al treilea, este egal cu jumătatea primului număr. Află care sunt numerele. Gata, pot să închid? Da. Și el cred că a scris de mult, nu? E mai de mult, sigur că da, dar eu n-am văzut-o nu m-am uitat și nu i-am putut-o, nu i-am făcut-o. Și acum hai să încercăm împreună. Cum propui tu? Să citim problema de mai multe ori, că să știi, nu o să reușesc din prima. Trebuie să o înțeleg foarte bine. Asta e secretul. Eu Și citesc de mai multe ori până înțeleg ideea și apoi notez cu A și apoi încerc. deci trebuie să înțelegem fiecare afirmație de acolo. Să înțeleg ce vrea să fac. Exact. Deci, suma trei numere este 268. Deci trei numere. Trei numere. Ele sunt necunoscute. Și ne oprim la bucata asta. Ce putem spune? A plus B plus C. Exact. Foarte bine. Deci vezi? A plus B plus C. Este egal cu 268. Perfect. Și acum, practic, notăm ce zicem în continuare și notăm datele. Deci, exact. A este primul număr. Hai să organizăm și noi mintea. A e primul număr. B este al doilea. Primul număr. B al doilea număr. C al treilea număr. Să vedem ce este în continuare. Dați mai așa. Al doilea, deci A, scriu A, al doilea, nu al doilea, B, așa, da. B, al doilea, este cu 193 mai mare, deci plus 193, decât primul. B plus 193. El e mai mare. Cui se adună 193? B plus 193 plus A? Nu. Ia, ne gândim. Dacă eu sunt mai mare decât tine cu 50 de ani.
50 și. Da? Cui trebuie să-i aduni? Tot mii să-mi aduni 50 și? Sau? Nu, mie. Așa, celui mai mic. Deci acei 50 și, ca să ajungi la vârsta mea, trebuie să-ți aduni ții. Deci dacă B e mai mare decât ăla, înseamnă că fie că scazi din B pe 190, pe 193, ca să fie cât A, fie că lui ai aduni. Deci din afirmația asta trebuie să stabilim întâi și întâi care e mai mare. A plus B plus 193? Mai analizăm. Dintre cele două numere A și B, dacă spune așa, că B e cu 193 mai mare decât A, cine e mai mare dintre cele două numere? Păi B, că e mai mare cu 193. Deci B e mai mare, A e mai mic. Da. Și ca să le egalăm, cui trebuie să-i adunăm noi? Lui A. Asta e foarte important. Lui A trebuie să-i adunăm 193 ca să fie cât B. Sau altfel? Adică B egal cu 193 plus A? Asta ar fi. Mai vedem încă o dată, Alesia. Trebuie să judecăm foarte bine fiecare afirmație. Dacă el e mai mare cu atât, înseamnă că din el ar putea să scad. Deci varianta ar fi că și B minus 193 devine cât A. Sau lui A, care e mai mic, îi pun 193. Deci ori B minus 193 egal cu A, ori spun A plus 193 egal cu B. Sau B egal cu 100. Dar mai bine spun așa. A plus 193, că tu ești mai mic, mă. A, ești mai mic. Și ți mai pun 193 ca să-l faci să ajungi la nivelul lui B. Deci relația a doua ar fi așa. A plus 193. Am scris, nu? B egal cu 100. Foarte bine. Că tu, egalul este fi din stânga, fiind din dreapta. Deci da. Ai zis cum B egal cu... A B plus... egal cu 100, 193 plus A. Sau invers. Corect. Acum. Mai citim o dată. Problema să nu ne păcălim. Este aici în momentul foarte important al problemei. Dacă eu nu sunt atent, mă greșesc. Mai citește tu o dată să nu fi... Dacă greșim. Ai văzut cum băieții la urmă? Suma a trei numere este 268. A plus B plus C egal 268. Perfect. Al doilea număr este adică cu, este cu 193 mai mare decât A, decât primul număr. Și am făcut toare bine? Păi zice că el este mai mare cu 193. Da. Nu. Și lui A, dacă ar fi fost mai mic, el ar fi fost mai mic 193, lui i-aș fi dat 193. A egal cu 193 plus B? Deci A egal cu 193 plus B. Că el ar fi fost mai mic cu atâta. Și lui B, da, fiind mai mic, i-am pune, dar spune că el e mai mare. Atunci îi dăm celui mai mic, au. Deci am făcut. Da. Cum ai scris tu acum? A egal cu 193 plus B. Nu, 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 nu. Eu am spus așa, că dacă ar fi fost situația ca B să fie mai mic. Deci cum am judecat prima dată a fost corect. Ca A fiind mai mare, cu 193, înseamnă că acest 193 trebuie să-i punem lui cel mai mic. Cine e cel mai mic între A și B? Au. Deci cum am gândit prima dată a fost bine. Eu de ce am revenit? Am vrut să fac analiza mai atent și mai profund ca să îmi dau seama că n-am greșit. Că vezi tu, noi suntem amândoi și dacă ne luăm unul după altul și unul greșește, spune și el a tot greșit și atunci noi am ratat problema. Da. Eu am avut de multe ori experiența asta când n-am fost atent și ai văzut și cu băiețelul atunci cum el m-a corectat și a insistat foarte mult. Deci, da, nu s-a lăsat. Oh? Da, nu s-a lăsat. Asta e foarte important. Nu s-a lăsat până când el nu m-a convins. Deci, dacă spun A e mai mare cu atât, înseamnă, pardon, B a fost aici, B mai mare cu atât față de A, înseamnă că lui A, care e mai mic, îi pun 100, nu știu. Sau putea să fie varianta
că din B care e mai mare, scade 193. Nu B plus. B ești cu atât mai mare, la cât te întorc eu înapoi, scad din tine 193 și te fac cât A. Te duc la nivelul lui A. Da? Deci, ori spunem B minus 193 egal cu A, ori zicem că B egal cu A plus 193. Deci una și aceeași. Da. Deci putea să fie și așa. Bun. Acum am lămurit până aici. Mergem mai departe. Ce mai spune? Al treilea este egal, deci C este egal cu jumătatea primului număr. Adică A jumătatea lui. Adică A ori 2 nu împărțim. Aici trebuie să vedem dacă e jumătate. Ori. Nu spune că e dublu. Nu, ar fi dublu, ar fi dublu împărțit. Așa. A egal cu, ce e egal cu? A împărțit la 2. A împărțit la 2. Și acum ar trebui să rezolvăm. Avem aceste trei relații și ar trebui să le rezolvăm, nu? Da. Cum propui? Mă gândesc ce am putea să facem prima dată, dar nu am încă nicio idee. Trebuie să încercăm așa. Deci privim cu foarte multă atenție. Sunt trei relații cu trei necunoscute. Da. Și visăm, dacă le combinăm așa fel încât să ne ducă spre o singură relație cu o singură necunoscută, atunci, cu o singură necunoscută, noi știm să facem egășiții de acestea, că am făcut mai înainte. Ne ducem, rezolvăm, nu avem nicio emoție. Care crezi tu că este relația? Și se vede foarte care conține pe toate trei. Chiar prima, nu? A plus B plus C. Da. Ei, prima relație. Acum, dacă l-am ști pe B, l-am înlocuit pe B. În loc de B de acolo din prima relație, aș pune cât? 193 plus A. Vezi? Iar în loc de C, cât se pune? În loc de C, cât se pune? Ce am fi făcut A care le știm împărțit la 2 și am fi rezolvat. Da, nu știu. Dar în loc de C putem pune A împărțit la 2. Da. Deci prima relație devine, spunem așa, relația A plus B plus C, A plus B plus C egal cu 268 devine. Ce devine ea? În loc, pe A lăsăm. A devine plus... A plus B plus C împărțit la 2 egal 268 și după aceea facem 268. Stop, te-ai grăbit. Deci A plus, în loc de B cât pui? În loc de B. 193 plus A. Așa, 193 A plus, deci A plus 193 plus A plus A împărțit la 2. Așa, și iată că a devenit egal cu, cât îți spunem problema, 268, da? Și prima relație o devine cu o singură necunoscută, cu A. De acord, da? Da. Și acum A. Ce am putea face? 268. Să facem ca la cealaltă, să notăm partea dar care nu putem rezolva. Un A plus un A. Doi de A acolo. Da? Atât. 2A plus 193. 2A plus A împărțit la 2. Deci 2A plus A împărțit la 2, că doar e comutativ la adunare. Le poți schimba lor. Și plus 193, să lăsăm pe 193 la sfârșit. Plus 193. Deci 2A plus A împărțit la 2 plus 193 este egal cu 268. Să și acum am putea scădea
Prima parte asta nu putem face și notăm cu una mare. Da, asta am zis. Deci prima asta până la 2 notăm cu A și scriem A plus 193 egal 268, nu? Da. Și acum zic A egal cu 268 minus 193. Stați să scriu deoparte 268. 193 o minus 3, 5, 6 minus 9 se poate, ne împrumutăm 10 minus 9, 1, 6, 7 și ne-am împrumutat, ne-a rămas 1, a e 75. Deci a egal cu? 75. 75, a mare, da? Da. Bun. Și avem acum 2a mic. 2a mic plus a împărțit plus a împărțit la 2. Împărțit la 2 egal 75. Și acum notăm partea până la a, îl lăsăm pe 2. Notăm cu b. A, nu poți face așa. Trebuie să fii cu tot cooperație. Că nu intră o paranteză. Ce minunat ar fi fost. Dacă ar fi fost 2 aș cu una în paranteză rotundă, făcea 3 de-a. Dar n-am baft asta. E, acum e cel mai greu moment. Că nu mai pot face nicio operație. 75 se fac ceva. 75 cu 2 se fac ceva. Nu. Nu merge, că se leagă cu 2 așa. Se leagă la să fac, să-l iau și pe A-ul celălalt, să scriu 3A împărțit la 2 egal 25. Dar nu se poate, că nu pot să le pe 2A și cu A-ul, nu fac 3A, că nu se face adunarea întâi. Uite cât e dificil, să faci împărțirea întâi. Și nu o poți face, că e necunoscută. Atunci ceva cu 75. Împărțit la 2-a. Ce blocaj avem aici? Ce inspirație ar trebui să am eu de aici? Ce problemă grea. Vezi? Foarte interesant. Deci, uite că ce, la matematică, nici nu știm cu ce ne lovim. Ești convinsă că eu nu am citit problema, doar am văzut-o așa și nu m-am gândit la dificultatea asta de aici. Atunci, dacă ne-am blocat, înseamnă că n-am făcut ceva bine. Din punct de vedere, putem să ne gândim să reluăm din nou problema de la început. Dar dacă noi am repetat acolo și am fost atenți, nu, relațiile sunt bune. Deci relațiile sunt bune. Dacă A plus B plus C fac 268, ne certăm cu oricine, e bine. Că B este egal cu A plus 195, că B era mai mare, lui i-am pus 195, e bine și asta. Că C e egal cu A împărțit la 2, e bine. Că așa au spus, că C-ul este jumătatea lui A, deci e bine. Și le-am înlocuit și e bine. Asta e relația care ne dă ultima, care ne dă bătaie de cap. Și nu știu că să zic să fie A. Nu pot să iau prin încercări. De ce? Păi cum să luăm așa? Să luăm prin încercări? Da. Avem noi baftă să ne merim? Da. Cât crezi tu că este A ăsta? 5. Deci de două ori A. Păi stați că n-aș putea să fac 5 împărțit la 2, deci n-are cum a să fie 5. Deci 5, deci neapărat. A-ul trebuie să fie un număr par. De aici ne putem da seama că A-ul e un număr par. Ca să putem împărți la 2, 10. 10. Deci A-ul să luăm 10. Să fie 2A, deci 10 plus 10 plus 10 împărțit la 2. Nu fac decât 25. Deci A trebuie să fie mai mare.
Vom să fie mai măricel, adică măricel. Hai să ducem la 40. Hai să ne ducem la A egal cu 20. Așa mic? A, n-ar fi rău. Că ia să vedem. Plus 20 plus 20 împărțit la 2. Tornul de 70. Tornul de... Atunci îl luăm și mai mare. 30. 45. Nu, 30, că prea repede ne ducem. Cred că 30 merge. Nu. 30 plus 30. Să fie 30 cu 30, 60. 75! Da. Extraordinar, da? Am spus că da cu încercări. Deci am încercat-o și am zis așa până când... Da. Am ghicit. Ai spus foarte bine, am ghicit. Și acesta am ghicit dacă... eu am pățit într-o... la un moment dat în clasă, tot așa am fost pus într-o situație grea și am zis, hai să ghicim. Și am ghicit și unul a spus, da, eu nu cred, zice, dacă mai este și altă valoare. Bă, și m-a pus într-o situație foarte dificilă. Adică deci de ce numai 30? Deci ar fi numai 30 și n-ar fi 10 și 50 și 70. Și eu am verificat. Mai nu merge 70, mă. Când nu mai dă 75 și m-am închinuit acolo. Aia și ați ghicit, dar nu, eu nu sunt mulțumit. Adică vreți să spuneți că nu suntem sigur dacă e numai 30, poate să fie și altceva. Da, aici m-a prins el, dacă nu cumva poate să fie și o altă valoare. Și eu m-am străduit. Zic că nu. Tu spui că nu ești, și eu mă strădeam să-i spun la fel și el spune că n-am luat la început 10. Nu a mers. Când am luat 20, nu a mers. Și am crescut ușor, ușor și eu mi-am dat seama că trebuie să-l cresc. Și de ce n-am luat 40? Păi zic, dacă luam pe A egal cu 40, m-am străduit să-i spun așa, aș fi depășit pe 75. Deci suma a fost 40 cu 40 și 80. Și uite, zic, n-am voie mai mult de 40, că de două ori câte 40 fac 80, care e mai mult decât 75. Deci a trebuit să spun că au cel mult până la 40. Că dacă le-au... Și că au trebuie să fie par. Am stabilit împreună acum. Au împărțit la 2, deci numai au numere pare. Haideți să aflăm B și C și să vedem dacă toate dau 268. Sunt curioasă. Neapărat. De acord, de acord, de acord. B este 193 plus A, adică plus 30. Deci B este egal cu 323. 200. 193 plus 30, nu? N-am făcut-o sub altele și n-am. 3 plus 0, 3, 12, 2, 203, da. 203. Vezi cât de important să fim siguri că dacă nu cu valoarele sunt greșite, când le înlocuiești acolo, te speriai. Nu merge. Ce facem? Când deci, este egal cu A împărțit, stai, creiam tot A. Este egal cu 30 împărțit la 2. Egal cu 30 împărțit la 2. Că este egal cu 15. Și acum, haideți să adunăm. Hai, te rog. Să luăm pe că e mai mare, 223 plus care e următorul, A care e 30 plus 15, 2. E perfect, da? Da, sigur că da. Este dovada clară că am lucrat corect și că relația asta deșteaptă la sfârșit, 2A plus A împărțit la 2 egal 75, care părea imposibilă, da. Totuși cu mult curaj, tu ai avut observația foarte bună că A-ul trebuie să se împarte exact la 2. Vezi? Experiența din urmă că trebuie să se dividă, ca să, nu putea să facă decât o, neapărat a să fie multiplu de 2. Adică da. 2, 4, 6, 8, 10... Și am luat 10 la început, parcă nu? Da. A egal cu 10
Și n-a fost. Am zis eu, hai, deodată 20. Și tot nu era bine. Puteam să luăm 32, 34, 36. Da? Până la... Nu, 22, 24, 26, până la 30. Da. Și sesizam că doar 30 face treaba. Da, nu știu cum v-ați dus atât de sigur la 30. Păi, vreau să-mi pui toate întrebările, așa, foarte bine. Am sesizat că la 20, când am plecat cu 20, au fost așa. 2 ori 20, de 2 ori A, adică 20 plus 20, a zis 40 odată. 40 plus jumătatea lui 20, 20. Că l-am luat pe A, parcă cât l-am luat noi, nu, 20, jumătatea lui 20 e 10. Deci 40 cu 10... 20, 30. Și, nu, 40 cu 10 fac 50. Și până la 75 am zis, trebuie mai încă mult. Și deodată am sărit, puteam să o iau mai puțin. 22, 24, 26, 28 și nu ajungeam. Și la 30 mă duceam foarte bine. Am avut baftă, să-ți spun pe cea dreaptă, că nici n-am știut. Nici eu n-am știut deodată că 30 va fi deșteaptă. Dar mai spun ceva. Am mai sesizat că 75 este un număr impar. Adică nu-i cu... De 75 e număr impar. Și uite ce șmecherie am avut. Acum, nu am avut-o înainte, dar acum o recunosc. Că puteam să gândim foarte meticulos așa. Faptul că 75 este impar, 2 ori A, 2 înmulțit cu A, nu dădea decât un număr par. Da. Un număr par, că e 2. De 2 ori, e un număr par. Și cu cine a adunat să facă un număr impar? Cu un număr impar. Adică A pe 2 trebuia să fie număr impar. Și ce număr impar să rezulte de acolo? Neapărat multiplu de 10, ca să împărți la 2 să facă cu 5. Da? Deci neapărat cu 10. 10, 20, nu a mers, am dus 30 deodată. Că 30 împărțit, fac 15. Și 15 lângă, 4, lângă 60, mi-a făcut repede. Vezi? Aici, noi puteam să zic că am făcut de greșit, am ghicit, ne ducem mai departe, dar discuția purtată de acum împreună este foarte interesantă pentru că tu mai, n-ai vrut să pleci din lângă greșitul foarte, din lângă problema asta. Și spus, dar cum te v-a venit în minte? Și eu nu mă gândise foarte atent, dar analizând așa pe greșitul, văzând că rezultatul e 75, o număr impar, iar 2 ori ceva e totdeauna par, neapărat împărțirea lui A la 2 trebuia să fie ceva cu 5. Ceva cu 5 înseamnă numai dacă a fost A 10, 20, 30 împărțit la 2, face cu 5. Da. Vezi cât de frumos e la matematică. Foarte interesant. Adică spui fel de fel de întrebări, încerci să găsești răspunsuri și așa mai departe. Dar tot nu mă despart. Eu aș vrea să pătrund în mintea autorului. Aș vrea să văd cum a făcut el gheșițul ăsta. Tu cum crezi că a făcut el gheșițul ăsta? Care a fost șmecheria lui? Păi a adunat trei numere, a văzut cât dau și apoi a văzut care e mai mare cu atât decât celălalt și a creat problema. Tu crezi că el le-a făcut, a luat trei numere la întâmplare? Așa. Da, și le-a adunat. Da? Le-a adunat și a dat un răspuns. Da. Și apoi a văzut A că e mai mare cu nu știu cât și apoi a zis că a văzut că B e A împărțit la 2 și a văzut că dacă împarți A la 2 dă C. Și dat așa și apoi a pus necunoscute și problemă. Vrei să încercăm și noi așa o negheșită acum? O problemă. Eu nu mă pot desparte. Dacă îmi punem o problemă, da. Că e varianta cea mai deșteaptă a avut-o. Da, aleg trei numele la întâmplare. Deci, uite, pătrundem în mintea autorului acum. Și vrem să vedem dacă așa este jocul pe care l-a făcut el. Cu l-a la întâmplare trei numeri și o văzut așa și așa și dacă asta e logica. Dacă nu cumva este alta. Acum e momentul cel mai frumos.
Deci până acum am făcut ce am făcut, dar când începem să intre în minte, să intrăm în mintea autorului, ca și cum l-am dezbrăcat. Deci el, vrem să vedem cum a gândit el Ghișiciu. Asta e foarte important. Stați puțin. Nu le lua foarte mari, că știi, ne vine greu la calcule. Nu, scriam tema că acum să o șterg de aici, că am scris-o aici și nu o să-mi încapă și am scris-o pe altceva ăștia. Bun, bun. Deci, aleg ce număr vreau de trei cifre, da? De trei. Nu din trei cifre, mai mici, adică să nu fii din trei cifre, din două Nu. cifre. Să, doar nu mărimea lor, ci felul care formulăm noi problema contează. Să vedem. 275 Da. plus 160 Da. plus 297. 297. Da, stați să le scriu acum și una sub altele, că dacă le adun așa mă încurc și este greșit. Și facem problema greșit și nu o să ne dea. Bun, am scris una sub alta și acum începem. 5 plus 7, 12, scriu 2, țin 1 în minte. 1, 1 plus 6, 7, plus 7, 14 și cu 9, 13. Scriu 3, țin 1 în minte. 1 plus, nu, 2 plus 1, 3 și cu 2, 5 și cu încă 1, 6. 632. Și acum, șterg așa. Acum să vedem legăturile, care e unul mai mare decât celălalt, cu cât. Acum ne uităm la ele, ca să încercăm să formăm și noi niște legături între ele. Mai trebuie să încă două relații. Da. Acum vreau să scriu că să găsesc un număr care se împart, cum să zic eu, la fel cum era la cealaltă problemă, că e egal cu a împărțit la 2. Să găsesc un număr care împărțit la un număr să dea un număr de aici. Hai. Deci, împărțit la... Nu știu cât ca să dea. Care s-ar putea împărți la 2 dintre acestea 3 care le-ai luat tu? Care s-ar putea împărți la 2? Da, Păi care? cel care cu 0 la sfârșit, că-i par. Așa. Deci, vezi, autorul a avut în vedere o serie de lucruri, nu la întâmplare. Deci nu mai putem spune. Exact, 160 împărțit la 2 ar da 80. Atunci schimb un număr de aici și ca să dea 80. Îl pun 80. Așa, vezi? Vezi cum frumos ne întoarcem. Nu la întâmplare, seama. Atunci l-am șters pe 297 și este 80. Da, așa da. Acum schimbăm, se schimbă calculul, da, mă rog. Sigur că da, dar începem problema să o facem, sigur că da. Da. Așa, din nou, plus 160, plus 80. Pe prima coloană avem 5 cu 0 cu 0, avem 5, apoi avem 7 cu 7 și cu 6 și cu încă 8, 21. Scriu 1, țin 2 în minte, 2 plus 1, 3, și, deci 2 plus 1, 3 și încă 2, 5. 515. Și acum, scriem și forma A, A plus. cine e primul? Primul este 160, nu? Cum? Nu, primul este 275 plus 160 plus 80. A plus B plus C Bun. egal cu 515. C este egal cu două cifre. De două cifre. Ca să Ce e știi că... egal cu B pe 2. Nu mai este A pe 2. Că ai schimbat problema. Că nu Păi le că lăsa vreau pe să zic că 180. 80 are două cifre. Ca să știi că sunt două cifre.
De ce? Stai o secundă. Deci tu pe cel ai luat 80, pe bui l-ai luat egal cu 160 și Da. în raționamentul tău este așa, că b împărțit la 2 egal cu c sau c egal cu b împărțit la 2. Dar dacă vrei să mergi exact pe modelul dinainte, pune-l pe locul întâi pe 160 și-l notezi cu A, ca să te legi cu relațiile așa. Dinainte. Deci vine așa, 160 plus 275, doar adunare comutativă. Și plus 80, egal cu cât ai spus tu, că nu mai știu eu calculul. 515. 515. Bun. Și acum, relația următoare ar fi că A împărțit la 2 exact egal cât? egal cu c. Foarte bine. Și că b-i mai mari, nu? Da. Cu cât e față de a? Atunci o să scriu B egal cu... Scazi. Din 275 scazi pe 160, ca să vezi cu cât e mai mare. Dai răspunsul. 275. Deci 275 minus 115. 115 Și face atunci scriu. 115. Bun. Deci spunem că B e mai mare decât A. Descriu B egal. Da, B egal cu A plus 115, nu? Și iată problema ta. În cuvinte, hai să o formulăm în cuvinte. E propunerea, problema făcută de tine în cuvinte. Deci suma trei numere, așa, problemă, cum am găsit-o acolo pe, în comentariul acela. Și semnez, este problema care ai propus-o tu. Dar vezi că nu merge la întâmplare. Deci încercând modelul problemei anterioare, când ai luat la întâmplare, împărțit la 2, cine? Doar 160 împărțit la 2. Și atunci B-ul ar trebui să pe C să înlocuiești urgent cu 80 ca să meargă problema. Stai să pun iar încadrat. Să-l încadrez. Deci problema propusă de Alessia, Am scris așa. da, de acum o să o scrii tu în cuvinte. Suma trei numere este la tine cât? 695, da? Da, perfect, perfect, perfect. Deci suma trei numere este atât. Și acum, Alessia, eu sunt cel care sunt rezolvitor. Eu sunt autor, vă rog frumos să rezolvați. N-am alte soluții. Deci, eu nu știu cum ai gândit tu problema. Nici eu nu știu cum am gândit. Deci, exact ca la problema anterioară, eu am să încerc să folosesc relațiile. A plus B plus C. Scriu și eu. Da, rezolvăm împreună. Te iei după mine. Chit că tu ai propus-o, dar Ia după. nu mă urmărești, că și eu până acum am scris. Când amândoi scriam, da? Deci, suma trei numere, A plus B plus C, este 600, cât ai zis? 515. 515, da. 515. A, dacă îl împărțim la 2, ne dă ce? Deci A împărțit la 2 egal cu C. Și încă Și B este A plus 115. B egal cu A plus 115. Da, dumneavoastră aveți și numele scrise deja acolo? Nu. Nu am rezultatele. Eu m-am apucat de lucru. Și acum spun așa. Uite cum mă gândesc. Prima relație, însă încerc să o folosesc. Relația aceasta, A plus B plus C face 515, este cea care trebuie folosită știind că C-ul este jumătatea lui A, știind că B-ul este A plus 115 și am să-l înlocuiesc. Deci o să am A plus B-ul, adică A plus 115 și plus A împărțit la 2. Deci A plus B plus 115. Deci A plus în loc de B plus în loc de B până A plus 115, că asta e valoarea lui A.
Deci A plus A plus 115, l-am înlocuit pe B. Și plus, în loc de C, pun A pe 2, egal cu 515. Și am 2 de A. Da? Și 2A. scriem 2A plus 115 plus A. Împărțit la 2. Plus A, așa, împărțit la 2, egal 115 și acum notăm partea asta Egal cu pe 515, ai spus tu. 115. Cum, dar suma celor trei cât a fost? 515. Așa. Scădem 115 din ambii membri și vine 2A plus A împărțit la 2 egal cu 400, parcă zice aici. Că din 515 scăzut 115, da. 400. Și acum cum mai gândesc? Data trecută am avut un număr impar în dreapta. Acum am un număr par, 400. Și mă gândesc că au... Nu știu cum să... Nu are voie să fie mai mult de 200. Nu de cât ea apoi. Deci dacă au l-ar depăși pe 200, de două ori câte 200 ar face 400 și ar depăși rezultatul. Atunci 100. Asta luăm 100. Și să fie deci dacă ar fi egal cu 100. Plus 100 plus 100 împărțit la... La 2. Și ar fi 200... Dar nu merge. Deci nu merge. 100, nu, 150. Hai să luăm 200. Au 200, dar am voie să iau 200? Nu. Nu, 150. 150. Sunt foarte sigur. 150 plus 150 plus 150 împărțit la 2. Ia să văd. 150 plus 0, 0, 0, 1, 300 un aici șterg plus egal 70 nu da nu da deci pe da, 375 375 încă nu ne-am apropiat. Cât ai luat pe A? L-ai luat 150, nu? 100, atunci a să fie 170. Dacă A este 175, nu-i bun când se împarte la 2. A trebuie să fie un număr par ca să împartă la 2. Pe asta 170. 170, hai să vedem. Pe asta. 170. Deci 170. De două ori câte 170? 340. 340. Și plus jumătatea lui 170... 340. Nu, jumătatea, nu dublu. Jumătatea, adică că 170 trebuie să-l împărțim la 2. Plus 85. Deci 340 plus 85. Dar nu dă. Îl depășește. Atunci știți ce credeam? Că am greșit la calcul. Nu 400 trebuie să fie. Am greșit undeva în formularea problemei. Hai să ne întoarcem înapoi că am format o problemă greșită. Și oricât s-ar strădui cineva să facă problema asta, n-are nicio șansă.
Și atunci noi ne întoarcem înapoi și când am adunat 275 plus 160 plus 80 ăla, cât a făcut? Deci 160 plus 275 plus 80, 515 ăla. Ia vezi că nu cred că e 515, mai fă o dată tu. Deci credeți că acolo am greșit? Eu cred că acolo am greșit. 160. Aici de 5. 8. 7. 6. 1, 2. Nu, 515. Ai dreptate, așa este. Ha! Uf! Uf. Hai să mai văd, nu, mai vedem o dată. A împărțit la 2, adică când am formulat noi A împărțit la 2 pe 160 împărțit la 2, 80 a fost. Corect. C egal cu 80. B este A plus 115. Ia să vedem. B, adică 275 plus 115 fac 160? Nu, 160, ia să vedem. Deci 160 e egal cu A, 160 plus 115 și 275, bine. Deci am 160 plus 115 face 275. Mai să fie. Deci am greșit la... Undeva am greșit noi la calcule. Acum hai să vedem încă o dată. 2A plus A plus 115 egal cu 515. 515 minus 115, 400. Dar dacă verificăm cu A-ul nostru de 2 ori 275, 2 de A de 2 ori 275 fac 500 și ceva. Nu fac 400. Mai luăm o dată. Trebuie să dăm de capăt. Că dacă nu o formulăm corect, nici rezolvitorul nu... Deci numerele trebuie bine gândite. Deci numerele sunt A, 160, B-ul este 275 și C-ul este 80. Da. Și spun eu așa, că CU este jumătatea lui A. 80 e jumătatea lui 160. Bun. Deci A împărțit la 2, fac CU. Și că BU, care e mai mare, 275, este 160 plus 115. B-ul este 160 plus 115. Și atunci relația întâi devine A plus, A plus 115 și plus A pe 2. Adică 80, da? O jumătate. Și aici, deci 2 de A plus A împărțit la 2 plus 115 egal cu 515. De atunci așa. Adică 2 de A plus A împărțit la 2 fac 400. Și dacă luăm pe A egal cu 275 împărțit la 2 nu dă. Nu, A-ul este 160. Aici am greșit. Unde? Uite, e problema e perfectă. Dar am spus că A-ul nu poate să fie mai mult de 200. Că de două ori câte 200 fac 400. Deci A-ul e mai mic decât 200. Da. Și atunci mai mic decât 200 trebuia să ne gândim. Tu ai zis 175, nu? Da. Și nu merge. Noi nu vrem să luăm, nu putem lua 175 când se împarte la 2. Trebuie să luăm un număr par. Ca A-ul să se împarte la 2. 140, da? Ia să vedem cu 140. Deci A egal cu 140. 140 plus 140 plus 140 plus 100 împărțit la 2. Stai, nu ne mai. Și trebuie să dea
400 de astea văd, aici dă 100. 100. Am pus. Mai 14. 14, 7, 2, 4, 0, 0, 0, 200. Deci nu am ajuns la 400. De două ori câte 140 plus 140, 180 plus 140 împărțit la 2, 70 dă și plus așa 250. Nu dă 250. Dă așa. 140 cu 140 fac 280. A 200, nu 100. 200. Atenție. Aici s-a terminat. Și cu 80? Aici da 30. Și cu 70. Atunci aici ar fi 100. A, și cu 70. Și cu 70, da. Nu-i 400, 300. Că vine 280 și cu 70. De unde 280? 280 dintre 140 cu 140, că de două ori câte 140. Deci 280 și cu 70 fac 350. Da. Atunci luăm alt număr. Deci 104, 160, cum 140, cum ai spus tu, nu ne convine. Nu am ajuns până atunci, la atunci, nu 140, 156. 156, hai să vedem. Deci 156. Zic. 156 ori 2. Nu mai așa, 156 ori 2, nu mai adunăm. 312. 312. Și acum plus. Și jumătatea la 156. Așa, 156 de jumătatea împărțit. Împărțit la 2. Împărțit la 2. 156 împărțit la 2. Cel mai aproape ar fi 7. 14 scădem în nimic, 8, 2, 16, 78 și 312 plus 78, 90, 0, 390. 390, mai avem puțin, ne apropiem. Atunci deci, dacă am zis 156, 160. Ia să vedem, 160. A trebuit mai mic de 160, dar ne-am gândit dacă poate fi fix 160. Da, ne-am apropiat în pași mărunți. Nu depășeam 200, nu? Nu aveam voie să depășim 200. 160 ori 2. Da. Așa, deci 2. Așa, și apoi avem 160 împărțit la 2, care știm că dă 80. Așa. Plus 80, avem 90, 0, 400. 400. Gata, problema este a noastră. De ce au l-am găsit? A egal cu... Greu, dar l-am găsit. A egal 400. 160. Da. A egal 160 și apoi șterg asta ce am făcut aici cu 160 și acum am venit că sare sub să calculăm, să aflăm toate noi. Să află și B-ul, să află și C-ul și tot este rezolvat. Știm că C este A împărțit la 2. Da, A împărțit la 2 și atunci avem C egal cu A, adică 160 împărțit la 2, C este 80. Corect. Coincide cu ce am scris eu. Da. Cu ce problema care am făcut-o eu. Și acum să mai aflăm B, care B este A, adică
B egal 160, adică A plus 115, care B egal cu 275. Și dacă le adunăm pe toate, dau 515. Da, e perfect. Care este concluzia? Merită să luăm, să iau niște numeri la întâmplare și pe urmă să face problema sau invers? Să pleacă de la niște numere care au niște proprietăți care se leagă și pe urmă le adunăm. Deci, nu e așa la întâmplare. A face o problemă de matematică înseamnă să stăpânești fel de fel de șmecherii și tehnica de lucru. Tocmai ce credeai tu că îi las la început, îi las la sfârșit. Deci, după ce vede care, cum se leagă numerele, care cu cât e mai mare, ce lasă să împartă la el, nu știu ce, nu știu cum, atunci le adună pe numerele acelea cu proprietățile respective. Deci nu se iau numeri la întâmplare, ci acelea care se leagă între ele, în toate relațiile acelea. Bine, noi aici ne-am luat după autor. Că ce e egal cu a împărțit la 2, dar puteți zice a împărțit la 4 să facem mai frumoasă. Deci ce e egal cu a împărțit la 4, dar trebuie să asiguri împărțirea la 4. Sau știu eu celălalt număr. În concluzie, începem să descoperim că e atât de interesant când ajungi să dezbraci autorul și să intri în mintea lui și să vezi chițibușurile astea, șmecherii de astea pe care el le are la pus la punct, te minunezi. Ești convinsă că prietenul nostru care a scris acolo problema, a făcut problema, nu s-a gândit niciodată cum o compus autorul? Trebuie să mărturisesc un lucru. Niciun profesor, ține minte, niciun profesor, din cât am observat eu până acum, nu stă să analizeze cum a făcut autorul problema. Niciun, din câte am avut eu, niciun. Niciunul, dar eu cu câți m-am întâlnit colegi de-ai mei de-a lungul timpului, niciunul nu fac asta. Ei Dar bine, știi. am avut unul, am avut. Dar să spun de ce. Să spun de ce niciun profesor nu face asta. Fiindcă niciunul și-a propus să compună un egheșiciu. Ei, am avut o profesoară foarte bună și eu chiar își făcea Da, așa. dar n-ai avut niciodată o discuție de asta, cum am avut-o noi acum. Nu, de, nu. Da? De tipul ăsta. Ea a rezolva egheșicii. Adică să facem egheșiciul ăsta. Și îl rezolva. Dar niciodată nu s-a întrebat cum de-a fost compus egheșiciul ăsta. Nu s-a întrebat, dar ne-a dat să compunem și noi. A, dar una este să compui niște gheșiți acestea. Și una este să vezi cum a compus autorul. Asta este partea ascunsă. Că la o problemă de aceasta, repet, noi puteam să trecem foarte repede, că am rezolvat problema și cu ce ne-am ales decât că am rezolvat problema. Dar când am zis, hai să încercăm și noi, aici a fost momentul cel mai dificil. Hai să încercăm și noi ceea ce n-am făcut niciodată. Corect să te fac să înțelegi. Așa. Cine n-a compus niciodată o poezie, nu poate să ceară altuia să compună. I-am compus, dar... Da, dar și asta e, de aici e frumusețea. Deci dacă ai scris câteva versuri odată, atunci poți să-ți închipui, poți să înțelegi mecanismul acesta al poetului, cum a făcut el, cât de cât așa la nivelul care te afli tu. am chinuit. Da, e foarte important, foarte important să poți două versuri să scrii acolo și de aici frumusețea, în momentul în care compui ceva, e al tău. E al tău și este bucuria imensă că ai ajuns la nivelul acela să înțelegi să faci așa ceva. Și am să spun că discutam cu profesorul care e președintele Societății de Științe Matematice din România, se cheamă Radu Gologan, și într-o ședință de aceasta puseseră următoarea întrebare: de ce nu mai avem propunători de subiecte?
Și atunci eu, fiindcă eram în sală, am spus așa, fiindcă noi nu-i antrenăm pe copii de mici să devină propunători. Dacă nu te joci cu copilul să ți-i descoperi și lui gustul de a propune o problemă, n-ai cum să mai târziu să ai propunători, așa cum avea România valoroși mari profesori care propuneau. Și acest antrenament trebuie plecat de timpuriu, de mici. Vreau să zic că această lecție, uite, discuția asta care am purtat-o, este atât de valoroasă din seara asta, este extrem de valoroasă. Foarte, foarte valoroasă. E cea mai frumoasă lecție de până acum. Pentru că niciodată ne-am propus să vedem cum fac autorii greșiți. Da? Care-i mecanismul? Ei, trebuie să spun că ei au aceste șmecherii, cei care ajung la nivelul ăsta de compun, și când se așează să compună un exercițiu, apelează la aceste, să spunem, chițâbușuri de așezare. Ei știau că, știu de la bun început că ultima relație pe care o scriu, aceea cu A plus B plus C. Dar ca să fie și mai tare, nu A plus B plus C, ci A plus 2 B plus 3 C. Adică înmulțit de 2 ori B, de 3 ori C, să faci o problemă fantastic de grea. Este foarte, foarte frumoasă matematica. Este extraordinar de frumoasă. Ți-a rămas să compui tu un exercițiu de cealaltă, ții minte? M-am și gândit deja la el, știu că de deci te-ai și gândit cam cum să faci un exercițiu de acela frumos în care să mă fie atât de greu încât să fac ca Mario, să rămâneți în dificultate. Ce frumos, vezi? Da. Și ia deci, să spun că așa e, că nu e cum zice dumneavoastră. Asta, când reușești să faci. Și încă ce observații mai trebuie reținut. Trebuie să știm foarte bine să facem operațiile, adică precizii perfecte la calcule. Nu degeaba noi am început cu hai să facem înmulțire, hai să facem nu știu ce. Că dacă tu greși, nu ai aici siguranță 100%, greșești în formularea problemei acelea, dai alte date și respectivul că încearcă să o rezolve, el nu are nicio șansă. Ai văzut că noi ne-am întors și am zis, măi, nu o fi 400, nu știu. Și ce greșeam, îl luam pe A de pe prima poziție, nu 160, ci îl luam 275 acolo, cum era scris ca ordine, că noi le-am schimbat. Da. Pe locul întâi l-am pus pe 160 de A, pe B 275 și C 80, știi? Când ne-am dat seama că aceste numere ne fac, ne răspund la ceea ce ca proprietăți am gândit noi. Când împărți la 2, faci atât. Chiar așa. 160 împărțit la 4, 160 împărțit la 4, fac 40. Deci putem spune că C-ul este 160 împărțit la 4. Uite, o problemă mai dură, mai dură. Și acum, în loc de C acolo, noi să adunăm 40, nu 80, nu jumătate. Deci modificăm și acolo, avem grijă. Modificăm și suma. Dar am venit acum să spun să mișcăm un pic față de autor. Îndrăznim mai mult acum. Deci pe C îl găsim ca fiind A împărțit la 4. Și 160 împărțit la 4. Dar putem și împărțit la 8. Și să faci și mai dur. 160 împărțit la 160 împărțit la 8 face 20. Și atunci e dificultatea maximă. Că una era împărțit la 2, dar l-ai pus pe la 8. Cine are începe să facă exercițiu are din cap. Dar atenție că la ce adunăm acolo la suma aceea plus 20 acum. Da, da. Deci modificăm și suma aceea. Vezi, aceste discuții care le purtăm sunt chestiuni atât de frumoase care te fac să adormi într-o stare de bine, așa spui. Uite cât de frumoasă matematică. Așa cum spun comentariile acelea care le-ai văzut acolo. Chiar n-am citit și altele să mă urez. Aia, nu le-ai citit, dar să vezi. Sunt extraordinar de frumoase. Când unii mă socot un creang al matematicii. Ia citește câteva acolo.
Imediat. Vedeți? Da, da, le văd, le văd. Ia să văd. Ăla e primul comentariu acolo. Da, să știi că dacă dai pe lecția aceea, nu numai comentariul ăsta îl găsești. Dacă dai clipi lecția aceea și o încerci, ea este o lecție și de desubt se află mai multe comentarii. E prima lecție? Deci lecția aceea, spune comentariul la lecția asta cât este aici, nu știu. Vezi aici lecția, da? Da. Așa, dă clipi, vezi aici, dă, așa. Și te-ai dus practic la lecția aceea, dar de desubt, nu, o văd, da, dar trage un pic de cursor. Dar la lecția asta nu găsești. A, aici s-a întâmplat să fie singurul comentariu ăsta. Vezi că el e pus comentariul ăsta în subsolul unui lecții. Lecția cu numărul acela are lecția. Și vină acum înapoi, vină un pas înapoi, adică intră în domnul. Și merg să luăm comentariul 6. Ia să vedem la comentariul 6. Dă click acolo, zidem, este un singur comentariu la 6. Nu, nu, dă pe lecții. A, așa. Da, știu, citeam. Vezi, ele... 2012. Da? Și aici... acolo e lecția așa, în tablă avem în câmp acolo. Da. Nu știu ce lecții fac acolo, habar nu am. Ai înțeles aici ce se întâmplă. Nu numai o lecție, numai un comentariu, ci comentariu de la o lecție și sunt mai multe comentarii acolo. Ia să vedem lecția asta. Un comentariu, ăsta ce spune acolo? Mai mult. Ăla ce spune? Ăsta? 85? Nu, 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 16, ce este asta? 17 sau ce? Sau ce? 80 și? N-am ochelari, eu și nu văd. 86 ăsta. Ia citește comentariul de acolo să vedem ce spune. La 86? Mare, da. Dreptate aveți. Văzându-vă lecțiile, îmi dau seama că de ce pentru mine matematica a fost o corvoadă. Nu exagerez, când eram elev, aveam coșmarul legat de matematică. Și acum, adult, mi se mai întâmplă să mai am câte un coșmar legat de matematică. Pe vremea mea, ajunsesem să fim și 45 de elevi în clasă. Wow! Așa că circumstanța atenuantă acordată profesoare pe care am avut-o. Venea în clasă și mai scrie ceva, dar nu mai merea. Ia dă click pe lecție. Dă click pe lecție că vedem tot comentariul. Wow! A, nu, ăsta nu este. Da, vezi câte sunt acolo. Foarte multe comentarii. Și este comentariul, cred că ultimul. Mai jos. Ei, acestea, dacă le citești pe toate, ăla e... Ăsta ultimul, ce spune? În ce an este? În 2019. Anul trecut. Da, și el citește-l pe ăsta de pe două nume. Domnul profesor, vă spun sincer, am 48 de ani, mă aflu în Scoția, la muncă, am o familie, copii. Întâmplător am dat peste o postare de-a dumneavoastră și am fost curios mai mult și nu numai de faptul cum explicați dumneavoastră matematica și acum înțeleg că nu copiii sunt proști și cum spuneați și dumneavoastră, unii profesori nu au capacitatea de a explica copiilor pe înțelesul lor sau ca copiii să înțeleagă, aș vrea să vă spun că sunteți extraordinar. Eu nu am avut așa profesor. Acum realizez că, cum ați spus dumneavoastră, depindeam de mila profesorului și cu ocazia asta aș îndemna pe toți să dea distribuiri pe internet oriunde și eu cred că veți avea mulți, mai mulți elevi decât ați avea la școală.
care vor stima pentru ce vă vor stima pentru ceea ce faceți. Sunteți extraordinar, extraordinar, vă urez sănătate multă și mult succes, o treabă extraordinară în respect. Da. Vreau să vă dau asta. Aceea e nepoțica mea, care e în clasa a patra. Și aici mama ei o pus, când era micuță, diverse rețete. Da, de prăjituri. Așa. Vino încă un pas înapoi. Hai ca să-ți mai arăt ceva și gata, ne oprim că ai obosit. Dar uite că am făcut o discuție de asta plăcută. Încă un pas înapoi, adică închide și pe asta și du-te la prof. Aici, aici. Vreau să tragi un pic să vezi ceva frumos de tot. O să-ți placă teribil de mult. Uite, vreau să vezi proful online, Vedeți persoana acolo? non grata. Persoana non grata aici. Unde? Uite, al patra, de sus. Al patra de sus, pe prima linie. Asta? Da. Mai vedeți acolo? Da. Este un film făcut de TVR Cultural. Și aici am luat un premiu pe țară. Când ai timp să vezi filmulețul ăsta, o să te bucuri să vezi acolo tot ce a însemnat Da. bătălia mea așa cu nevoia de a schimba. Acolo, pe spatele grajdului acela, făceam lecțiile de matematică. Și oprește filmulețul, că o să te uiți tu. Aici mai jos este premiera. Trage un pic mai jos. Aici e premiera. Deci am fost premiat de TVR Cultural. E sala aceea la televiziune când sunt premiat. Dar Și mai... să văd unde sunt, la ce Dar mână e. sunt mai mult. Și Arafat a fost aici. Eu am fost la... Domnul Arafat? Da. Nu. A fost și el premiat. Ia să vedea pe acolo. Ia Veniți? oprește acolo. Ia oprește acolo. Eu sunt acolo, vezi? Dar să dau unde? Am făcut pe cei din sală să râdă așa în hohote, că eu noaptea condusesem un tractor cu două vagoane, cu albine pline și am povestit cum m-a oprit un polițist noaptea și ia de să ruleze un pic. Acum mă invită să-mi dea premiu. Deci cei care au văzut filmulețul au votat și ca urmare a votului pe care mi l-a dat, am fost premiat. Da. Auzi, da? Nu, de auzit nu aud. Da, știu secvența. Chiar așa s-a întâmplat, cum povestesc acolo. Dar acum a povestit de ce v-a oprit. Da. Că a spus că conduceați un tractor și v-a oprit la Cosmești. Da, la Cosmești, lângă Tecuci, acolo. Și mi-a spus că n-arde un bec. Și eu am spus, dar tu nu știi cine sunt eu, mă?
Eu sunt prof online. Și el ce cine ești? Prof online, mă. Zice că mă aud. Da. Și ca urmare a discuției de acolo, când i-am spus, mi-a dat drumul și a spus acum, îi arăt că nu l-am mințit. N-am avut acel pliant la mine să-i arăt. Și acum trage o leacă mai jos, numai așa, să vezi câte comentarii minunate sunt comentarii celor care au văzut filmulețul ăsta, pe care poate îl să-l vezi și tu, și în legătură cu persoana non-grata. Și sunt lucruri foarte frumoase așa și o să înțelegi cât de important este să muncești. Și ce rezultate pot să apară și cum vei putea să urmărești și tu filmele, cât de repede le vei urmări. Pentru că ele ascund acolo în culise dragostea asta pe care vreau să ți-o împrumut și ție despre matematică. Alesia, să ne oprim aici și să spun că merită să ne bucurăm cu adevărat de lecția aceasta și dacă poți, trimite-mă și mie după ce... Că eu nu am înregistrat. Da, acum. Fix acum. Da? Puteți să vă uitați acum. Și unde o trimiți? Aici, pe scris. Așa. N-am cum pe telefon, e prea lungă. Am înțeles. Aproape 2 ore. Și o găsesc pe Skype sau unde o găsesc la... Uitați fix aici pe conversația noastră. Mai știți că mi-a scris dumneavoastră dacă mă uit, dar n-am cum să mă uit acum. Am cum. Mi-ați scris mai de mult. Mi-a scris, când ești online, poți să apelezi. Aha, și acolo trimis. Aici unde scrieți, eu v-am trimis 2-3 filmulețe v-am trimis. Bun, am să le văd și eu că nu am știut că sunt acolo. Acum să le văd. Să au un titlu? Să... Cum? Sub ce titlu le găsesc? Da, nu scrie niciun titlu. N-am cum să le pun titlu. Adică doar arată o imagine și arată un cerc așa și apăsați și... Bun, gata, mă descurc. Dar să știți că nu pot, va dura 2 minute să o primesc și eu, că nu am fix cum ies, și după 2 minute vă trimit și vă uitați. Gata, o las acolo și mă uit o altă dată, nu acum neapărat. Da. Da? Să încheiem lecția și să spunem prietenilor noștri care vor vedea lecția asta, dacă cumva vei fi de acord să o pui pe internet, să știi că este de o frumusețe rară. Și așa cum alte lecții au fost puse, e un moment de bucurie cu adevărat că am ajuns la momentul acesta discuții. Și încă ceva, știi și o să-ți dai seama din comentarii că ești privilegiată. Copiii aceștia care au dat de mine, s-au bucurat, au luat examen, bacalaureat și toate, și la facultate și tot așa, n-au stat niciodată cu adevărul cu mine, nu-i cunosc, nu-i știu. Ei sunt cei care au făcut și s-au dat de peste mine și au rezolvat foarte multe, și au câștigat încrederea și au reușit în viață. Să le spunem tuturor prietenilor noștri că oricare din cei care au dat, au șanse foarte mari, care n-au dat să-i ajutăm, să ajungă acolo la Prof Online și ne vom gândi cum anume reușim să ajung cât mai mulți și să spunem, să știți că reușiți cu Prof Online, orice copil are o șansă. Prof Online, să știți că reușiți. Da, așa, frumos. Cu zâmbetul tău, așa se va întâmpla. La revedere! La revedere! Noapte!